Bună ziua, dragi prieteni! Iată-ne la o nouă emisiune. De data asta avem tot un subiect istoric, prilejuit probabil cea mai mare personalitate post-decembristă și nu numai a României, seniorul Corneliu Coposu. Facem această emisiune, așa după cum mulți dintre dumneavoastră știți, pe 20 mai a fost lansat la Teatrul Național testamentul politic al seniorului, găsit după 23 de ani. Avem și 9 zile. Și 9 zile. Scris în 94, noapte dintre 23-24 mai, dacă am reținut eu 24-25 iulie. Corneliu Coposu urma să intre într-o operație dificilă, simțea că s-ar putea să fie ultima zi de viață. Și a scris un testament care s-a găsit mult mai târziu. L-a găsit domnul Ion Goierasim, care este președintele Fundației Corneliu Coposu. Avem alături de noi pe Adelina Liana Țintariu, cercetător istoric și care va duce greu acestei întâlniri. Cum ați găsit testamentul după atât de mult timp? Lumea se întreabă cum poți să găsești un testament după 23 de ani, cum de n-a știut nimeni de el atunci. Cum e structurat testamentul respectiv? Pentru că am văzut la prezentare că este în trei părți. Bună ziua, vă mulțumesc de invitație. Sunt onorat să mă aflu alături de dumneavoastră. E foarte simplu și foarte normal. Pe data de 3 august 2017, căutând niște documente scrise de seniori despre creștin-democrație, am dat de acest document. În paranteză vă spun că le căutam aceste documente pentru că Fundația Coposu pregătea un eveniment special la Bădăcin, în satul lui Iuliu Maniu, pe data de 27 august 2017. Și atunci, pregătind acest eveniment, vroiam să le transmit celor de acolo și câteva profesiuni de credință ale lui Corneliu Coposu despre ce a însemnat și cum a văzut el creștin-democrația și de ce a considerat-o înainte de 1989, pentru că și asta este important de spus. În 1987, după cum cred că marea majoritate știu, Corneliu Coposu a înscris Partidul Național Țărănesc în Internaționala Creștin-Democrată, înmânând, transmițând scrisoarea lui Jean-Pierre Daillé, care era vicepreședintele internaționalei. Și căutând aceste documente, am deschis dosarul, l-am deschis și am dat direct de aceste pagini. Și în momentul în care am citit primul alineat, mi-am dat seama că mă aflu cu adevărat în fața unui document istoric. Pentru că chiar primul alineat l-ați citit, toată lumea l-a citit deja, suntem deja la 10 zile, 11 zile, nu? După. Și mi-am dat seama că mă aflu nu numai în fața unui document istoric, dar în fața unui document pentru viitor, din punctul meu de vedere, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care Corneliu Coposu le transmite generațiilor viitoare. Nu numai din cadrul partidului, dar și generațiilor viitoare, cele care, cum spunea el atât de frumos, trebuie să aibă ca 11-a poruncă reunirea românilor de peste tot și reunirea tuturor granițelor țării în această țară. Sigur, testamentul este structurat în trei, cum bine ați spus. Prima parte este practic o parte în care el vorbește de familia lui, le mulțumește părinților lui, mulțumește surorilor pentru ce au făcut și cum l-au îngrijit în perioadele foarte grele. Termină prima parte făcând legătura cu cea de-a doua, cu crezul lui, pe care, sincer să vă spun, eu am fost permanent impresionat de felul în care a iubit seniorul Coposu pe monarhia constituțională și pe majestatea sa, regele Mihai. Și după aceea urmează această, dacă vreți, a doua și a treia parte, unde este un cod etic, un cod politic, vorbește de anumite persoane în care el a crezut. Îi pare foarte rău că, datorită vârstei, el este conștient că nu va mai fi capabil să conducă această, dacă vreți, pregătire a tinerei generații din partid. Și, la sfârșit, este practic mesajul pentru viitor, în care el dă o lecție și, dacă vreți, din punctul meu de vedere, este cel mai important mesaj care a fost transmis
cuiva din România în ultimii 23 de ani. Eu tocmai de alt îl consider un document excepțional. Pentru că politica, cum spune el, trebuie să fie o activitate morală. Asta este un lucru extraordinar pe care la ora actuală cred că multă lume nu îl înțelege. De ce trebuie să fie o activitate morală? El tot timpul a vorbit despre adevăr. Nimeni nu are monopolul adevărului, dar în momentul în care noi vom fi capabili să transmitem adevărul, cred că asta este cel mai important lucru care nouă ne lipsește la ora actuală în politica românească. Să nu, el mergea pe ideea următoare. Dacă te uiți în ochii omului, indiferent că este de la țară sau că este academician, trebuie să ceea ce îi spui să și faci. Pentru că dacă nu faci așa cum erau generațiile noastre în perioada interbelică, imediat după Marea Unire, din păcate nu poți să ajungi niciunde. N-aș vrea să creadă lumea că încercăm o chestie emoțională, vorbim de testamentul unui om care nu mai este printre noi și care a lăsat o legendă în urmă. Aș vrea să ne întoarcem asupra personalității lui Corneliu Coposu, o perioada comunistă, să știu foarte puține lucruri, deși spuneați că toată lumea știe de episodul din 87 cu înscrierea Partidului Național Țărănesc în... Nu cred că e deloc un episod cunoscut. Bun. Ba mai mult... Sunt aici să vă povestesc, deci, mai mult, mare drag. Toți care am trăit în perioada respectivă știam că e un hiatus. Corneliu Coposu a fugit din România. N-am mâncat salam cu soia. N-am mâncat salam cu soia, deși acum ne plac cei care n-au mâncat salam cu soia. Dar să știți că e adevărat, n-am mâncat salam cu soia. Pentru că salamul cu soia în pușcăria comunistă era un lux. Era un lux, exact. Exact. Spunea Ionuț puțin de întoarcerea, să spunem, în trecut, tocmai pentru că eu mă gândeam că înainte, bineînțeles, să avem testamentul care reprezintă, după mine, cea mai importantă moștenire pe care a lăsat-o, pe lângă cea, să spunem, morală pe care a lăsat-o Corneliu Coposu, acest document care arăta, de fapt, cum își imagina el, de fapt, România, ce ar trebui să rămână, de fapt, în urma sa. În trecut, de fapt, întorcându-ne, aș vrea să vedem exact cine era, de fapt, omul Corneliu Coposu. Pentru că, dacă fac o istorie mică, în câteva puncte, o să vedem că pe lângă intrarea lui, să spunem, în politica mare de atunci, alături de Iuliu Maniu, pentru că Iuliu Maniu a fost unul dintre cei mai importanți mentori pentru a lua acest drum anevoios, greu, cum s-a dovedit ulterior, după care merge mai departe și ajunge în pușcările comuniste, o perioadă foarte grea, cumplit de grea. Ai ajuns și în pușcările carliste? Și în pușcările carliste, corect. Da? După care în cele comuniste, da. O perioadă cumplită, pentru că, după cum știm, după 47 ce se întâmplă în România, PNţ-ul intră în ilegalitate și așa mai departe. Și faptul că cei care au intrat în pușcării, nu foarte mulți dintre ei au mai reușit să și iasă din aceste pușcării. După care, în momentul 64, așa zisa, să spunem, eliberare, pentru că, în fond, Corneliu Coposu nu a ieșit niciodată dintr-o închisoare. Închisoarea a rămas în continuare, nu mai era, într-adevăr, cea fizică, cea, așa cum era cea de la Râmnicu Sărat, cea cu ziduri, dar zidurile existau dincolo de aceste închisoare. Era o închisoare mare România însăși. Și tocmai prin prisma acestei istorii aș vrea să ne întoarcem puțin la ce simțea omul Corneliu Coposu, cum l-ați văzut dumneavoastră, pentru că ați fost foarte aproape de familia lui Corneliu Coposu, surorile, și o să vorbim foarte puțin pentru că ar fi interesant de văzut și acest aspect, viața lui de familie. Cum era omul Corneliu Coposu și cum simțea toate aceste tragedii care practic l-au înconjurat? Eu am fost clar un privilegiat. Asta recunosc, pentru că familiile noastre, și îmi place să o spun, mai ales că e anul Marii Uniri și sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire, și familiile noastre sărbătoresc 100 de ani de când se cunosc. Și de ce spun acest lucru? Pentru că în 1918 bunicul meu, Ilie Lazăr, care a fost cel mai tânăr semnator al Actului Unirii de la Alba Iulia, coborând cu căruța din Maramureșul istoric, în gara din Baia Mare, l-a cunoscut pe părintele protopop Valentin Coposu, care venea la rândul lui cu căruța, fiind delegat din partea plasei Șimleu pentru Marea Unire. Și atunci, practic, s-au cunoscut Ilie Lazăr cu părintele protopop Valentin Coposu. Mai apoi, bunicul meu s-a apropiat și a fost unul din, dumneavoastră, cred că știți foarte bine, principalii oameni de încredere al lui Iuliu Maniu.
Și pe vremea cât Iuliu Maniu, după ce a preluat președinția Partidului Național de la, din păcate, George Pop de Băsești, care a murit la două luni după Marea Unire, și după aceea, în 1926, când a devenit, a existat fuziunea între Partidul Național și Partidul Țărănesc al lui Mihalache. În momentul în care a apărut Iuliu Maniu cu noul lui secretar personal, Corneliu Copozu, care era foarte tânăr, avea 21 de ani în momentul în care a ajuns la București alături de Iuliu Maniu, între bunicul meu și mai tânărul său prieten și colaborator, era o diferență de 19 ani între ei, s-a înfiripat o legătură extraordinară, care a mers mai departe. Amândoi au făcut 17 ani de cruntă pușcărie comunistă, au fost împreună la Râmnicu Sărat, bunicul meu a stat 4 ani și câteva luni acolo, iar după aceea, în 64, Corneliu Copozu a ieșit puțin înaintea lui Ilie Lazăr, iar Ilie Lazăr, când a ieșit din pușcărie, primul loc în care s-a dus a fost acasă la Corneliu Copozu, care stătea cu mama și cu cele 4 surori într-o pivniță și l-au primit cu brațele deschise. Mai apoi, securitatea a încercat să-i despartă, clar, pentru că bunicul meu a fost trimis la Cluj, spunându-i se că poți să mergi la Cluj, el vrea să rămână la București, pentru că spunea că toți prietenii mei politici sunt aici în București. Și securitatea l-a trimis la Cluj, spunându-i se că soția ta, fata ta și soacra ta trăiesc într-o vilă, e extraordinar acolo. Și când a ajuns, normal, le-a găsit într-o pivniță, vai de capul lor, pe toate cele 3 femei ale familiei. Din acel moment, din 1964 până la moartea bunicului meu în 1976, din păcate s-au mai văzut doar de două ori. Ultima dată, în 1974, există și o poză pe care, dacă ați fost la Teatrul Național, ați și văzut-o. Aia e ultima poză, din 1974. El, seniorul Copozu, a mai venit la noi în casă. Deci eu, practic, cum să vă spun, m-am născut în fumul de țigară, pentru că asta a fost chiar prima mea amintire, cum schimbam scrumierele. Pentru că fuma foarte, foarte mult. Fuma undeva între 3 și 4 pachete de țigări pe zi, Corneliu Copozu, la vremea aceea. Am mai venit la București, practic la 2 ani de zile noi veneam în București și vizitam familia Copozu. Iar au venit evenimentele din decembrie 89 și pe data de 23 seara, sună telefonul în locuința noastră din Cluj. Era domnul Copozu, care i-a spus mamei că vreau să-l aduc pe Ionuț lângă mine, pentru că am nevoie de cineva cu sufletul pur și curat, pentru că aici am ieșit una de securiști. Deci asta i-a spus mamei mele pe 23. Pe 26 decembrie am ajuns la București și din acel moment am fost, practic până am plecat în Franța în aprilie 91 la studii, am fost 25 de ore din 24 alături de seniorul Copozu. Anul 1990, pe mine, tânăr de 20 de ani, m-a marcat teribil, pentru că au fost momentele de care, sigur, cu toată lumea ați auzit, dar în special primul moment care pe mine m-a marcat în mod special a fost 29 ianuarie, tancheta. Momentul în care ne-au scos din sediul partidului și eu am fost primul care am intrat în tanchetă înaintea seniorului și țin minte că a fost cineva care vroia cu o bâtă să-i dea în cap seniorului și m-a lovit pe mine în umăr. După aceea, cu un gest, hai să zicem, de karateca special, maiorul Lupoi, de care cu siguranță ați auzit, l-a salvat pe Corneliu Copozu și l-a, adică a făcut scut și l-a pus în tanchet. Deci, dacă vreți, asta e relația noastră de familie. O relație care a fost foarte strânsă. O relație, pentru mine, a fost, pe lângă părinții mei, a fost ca un tată. M-a crescut, mi-a arătat ce înseamnă să faci politică activă. Ce înseamnă să stai de vorbă cu oamenii fără să vrei ceva. Că asta e important. Adică să te uiți în ochii oamenilor, pentru că mi-a spus întotdeauna, dacă te uiți în ochii oamenilor și transmiți un mesaj, altfel ești perceput. Și dacă oamenii ăia sunt împotriva ta. Eu, de exemplu, tânăr fiind în 90, eu nu înțelegeam, dar chiar nu înțelegeam deloc, cum este posibil ca el, după ce oamenii îl scuipau, după ce îl înjurau, el spunea, nu, poporul este de vină. Eu iubesc acest popor. Deci era incredibil pentru mine. Când vedeam țiganii aduși cu camioanele, mai ales în campania electorală din Sălaj, la București, erau oameni care erau plini de ură. El îi iubea pe acești oameni.
Probabil și fiindcă a înțeles că a fost o jumătate de secol de comunism, de dezumanizare și chiar vreau să fac așa o mărturisire, o confesiune. Eram tânăr, vin dintr-un oraș de provincie mic, Moldova Nouă, în Caraș Severin, și toată lumea vota cu Ion Iliescu. Un singur om de pe stradă era cu PNL-ul, punea afișe, iar noi mergeam și le rupeam. Și iată, am fost și activist PSD-ist în slujba lui Ion Iliescu. Fesenist atunci, da. Iar un văr care venea mai mic decât mine, chiar amândoi fiind oricum la o vârstă în care eram incapabil să înțelegem prea multe lucruri, credea cu tărie că el îmi făcea, uite, o să vezi, o să câștige Rațiu, o să câștige cu PNC, o să fie Câmpeanu pe 2 și Iliescu pe 3. Și spuneam, ești nebun, nu vezi că toată țara e cu Ion Iliescu? Adică nu știam ce face. Momentul tablului m-a marcat și pe mine atunci. Sentimentele erau foarte amestecate, fiind copil, unul de milă văzând o persoană în vârstă despre care nu știam mai nimic, doar ceea ce ni se servea, că era un trădător, un om care n-a mâncat salam cu soia, cum spuneam mai devreme. Dar știți de ce a fost chestia cu tabu? Știți? Pentru că vroia să inoculeze lumii exact acela lucru care i s-a întâmplat lui Ceaușescu. Încă o formă de umilire. Exact. Lucruri pe care nu le știam atunci. Le-am aflat după. Evident, ne-am schimbat convingerile și percepțiile de-a lungul timpului, dar am senzația că în societate a rămas poata asta de neștiință, de ură, și de neînțelegere sau de neîncredere, pentru că de fapt după 45 de ani de comunism, asta mă gândeam zilele trecute, vorbim mai degrabă de o neîncredere care s-a sădit foarte mult în această societate și de fapt oameni care, tineri, de exemplu, părinții mei ieșiți din comunism în acel moment, foarte puțin dintre ei, gândiți-vă că nu au avut acces la surse de informare credibile. Unii dintre ei au avut, să spunem, privilegiu, așa cum l-am avut și eu după 90, să fiu într-o familie care mi s-a spus cine a fost Corneliu Coposu, ce a fost înainte de 1989, de ce această istorie, să spunem, a arătat cum a arătat. Și atunci, efectiv, era foarte greu pentru ei să înțeleagă și să aibă încredere că, într-adevăr, ceea ce este Corneliu Coposu, într-adevăr așa și este. Și aici m-aș întoarce din nou la ce vorbeam mai devreme, la perioada comunistă, la perioada concentraționară. E un moment, să spunem, despre care n-am vorbit foarte mult în istoria asta personală a lui Corneliu Coposu, cel legat de soția sa, Arlet. Adică, dincolo de, să spunem, de activitatea politică intensă pe care o ducea, evident că exista și o viață personală, o viață a lui Corneliu Coposu și doar a lui. Și mă gândeam, după chinurile prin care a trecut, cel puțin dacă citești dosarele de la Râmnicu Sărat și este cumplit să citești acele rânduri, să vezi de fapt ce făcea Alexandru Vișinescu apropo de condamnarea lui, ce făcea Alexandru Vișinescu cu acești oameni acolo și de întâlnirea noastră în februarie 90. Exact. Și dincolo de asta, de fapt, cum a simțit din problema în sine cum a simțit de fapt anii grei de temniță, după care și un pic mai târziu și moartea soției, pentru că și ea la rândul ei a suferit foarte mult în perioada comunistă. Sigur, da. Sigur. Ca să fac puțin legătura. La nunta seniorului cu Arlet Coposu a fost și bunicul meu și țin minte că povestea la un moment dat spunea că bunicul tău era un foarte mare dansator. Le-a dansat pe toate de le obosit. Și din păcate, seniorul a fost foarte puțin timp. Foarte, foarte. A iubit-o enorm, s-au iubit enorm, dar ceea ce s-a întâmplat în relația dintre ei doi nu poate fi numit decât tragedie. Pentru că el, mai ales până în momentul în care a fost arestat, a fost non-stop alături de Maniu peste tot. Nu pot să zici că a fost permanent alături de soția lui, deși soția lui l-a susținut neîncetat și a fost alături de el în absolut toate deciziile pe care le-a luat, tineri fiind. După aceea, după ce a fost arestat seniorul, sigur că ea în primul rând a suferit datorită faptului că era soția lui și după aceea a fost și arestată și acolo, din păcate, a contactat acea boală cruntă. Și în momentul în care a ieșit seniorul din pușcărie, știți foarte bine că a fost un timp foarte scurt împreună. Iar în momentul, și doar atât, pentru că e un subiect destul de trist și nu-mi place să vorbesc despre el, doar atât vă spun că în momentul în care el a aflat diagnosticul, a leșinat. Deci a leșinat, asta știu de la una din surorile domniei sale. Dar
după moartea lui Arlet, și-a revenit în scurt timp și practic el a fost cel care a condus rezistența între ghilimele național țărănistă împotriva securității. El a fost supravegheat non-stop. Sigur că ce spuneați dumneavoastră de perioada petrecută la Râmnicu Sărat, el știți foarte bine o numea Golgota pușcăriilor românești, Râmnicu Sărat. Pentru că acolo, deci poveștile, nu numai pe care le-am auzit de la el, dar știindu-le și de la bunicul meu și de la ceilalți care au fost acolo, domnul Diaconescu, la fel, care mi-a povestit, Nichi Bărbuș, care Nichi povestea, mai știam de la săracul, cum îl cheamă, Camiluș Demetrescu. Da, Demetrescu. Toți, și asta a fost impresionant pentru mine ca tânăr în 1990, n-aveau ură. Toți spuneau că i-au iertat. Deci eu asta într-un fel nu înțelegeam. Pentru mine era, zic, nu se poate ca unul care să te bată și să te chinuie în halul în care Vișinescu și cu ceilalți i-au chinuit pe acești oameni, ei vorbeau cu zâmbetul pe buze și spuneau că i-a iertat. V-am amintit de acel moment din februarie. Momentul ăla din februarie pentru mine a fost un moment special, pentru că ne îndreptam spre o întâlnire pe care seniorul avea la Hotel București, actualmente mi se pare că e Radisson. Și seniorul avea un pas foarte rapid. Și țin minte că erau niște troiene de zăpadă. A sărit peste troiene și era cu vreo 10 metri în fața noastră. Și s-a oprit în fața unui om care era cu mult mai mic decât el. Și îi spune, noi am ajuns și ce? Ne arată cu degetul, știți cine e ăsta? La care ăla, se vedea că e speriat persoana respectivă, ca să nu vă dezvăluiu încă cine, deși am spus-o. Și l-am zis, ăsta este Alexandru Vișinescu, omul care m-a bătut și m-a schingiuit până la moarte la Râmnicu Sărat. La care Marius Lupuțiu, Dumnezeu să ierte, și cu mine, în momentul ăla, tineri fiind, am zis să sărim pe el. La care a pus așa mâna în fața noastră și a spus, nu, singurul care are voie să judece e Dumnezeu. S-a întors către el și a spus, dacă va fi un proces și sunt convins că va fi, să mă chem de martor. Dacă mai trăiesc, să mă chem de martor, pentru că voi spune tuturor că numai un nebun putea să facă ceea ce ai făcut tu. Și a fost incredibil. Și iată că Alexandru Vișinescu a trăit foarte mult și a apucat și ziua în care, într-adevăr, să fie chemat în instanță. Și reacția lui Vișinescu care a fost? N-a zis un cuvânt. N-a zis un absolut cuvânt. Deci era, se vedea pe el, tremura. Că nu știa cum să reacționeze. Deci nu, poate știa, habar n-am. Deci, asta, deci n-a spus un cuvânt, n-a scos un cuvânt. S-a uitat speriat la Gobos. Da. Deci, asta a fost... Vișinescu devine cumva emblematic, așa, deși n-aș vrea să insist mult pe subiectul ăsta. Și devine emblematic în rândul torționarilor, nu pentru că a fost cel mai rău, cel mai dur, pentru că acolo a fost o dezumanizare cumplită. Dar a arătat că n-a regretat gestul lui în care încearcă să lovească un jurnalist cu pumnul la vârsta respectivă când înjură și așa. Arată că nu și-a schimbat atitudinea. Seniorul spune în testament acolo că nu, că iartă, sintetizez așa puțin discuția, dar că o judecată a comunismului trebuie să facă un proces al comunismului, iar oamenii ăștia, pentru că personal tu poți să ierți, dar ei au greșit în nume, au greșit față de o colectivitate, față de un popor, iar lucrurile astea nu se pot ierta. Și el, care era un mare specialist în istorie, mai spunea un lucru. Comunismul a fost cea mai mare catastrofă din istoria poporului românesc. Deci asta este incredibil. Pentru că și chiar mai mergea mai departe spunând, noi vorbim de primul război mondial, de al doilea război mondial, dar zice, voi nu vă puteți imagina ce a putut să facă comuniști. Într-un interviu pe care l-a dat domnului Vartan Arachelian, cartea aceea publicată, Mărturisiri cu Corneliu Coposu, spunea la un moment dat, doar din Partidul Național Țărănesc au fost arestați în 1947 273.000 de membri. 273.000. Ne vorbim de liberal, ne vorbim de legionar, doar din Partidul Național Țărănesc. Deci ca să vă dați seama, că lumea trebuie să înceapă să înțeleagă ce a însemnat. Deci când vorbim de întuneric, să vorbim de întunericul de 73 de ani, 6 martie 1945. Deci noi trăim într-un întuneric. Noi trebuie să ieșim. Noi avem pretenții economice, sociale, politice de la toată lumea. Dar nu spunem. Nu spunem. Noi nu avem curajul să ne afirmăm sus și tare ce am făcut bine și ce am făcut rău. Pentru că despre asta este vorba. Noi vrem să construim ceva. Dacă vrem să construim, atunci trebuie să punem toate cărțile. Pentru că nu s-a discutat, la urmă, partea asta neagră, să spunem, a comunismului a fost foarte puțin discutată. Și când ne întoarcem la comuniști și la rezistență, iar mă gândeam la un aspect foarte important al istoriei, să spunem, politice a lui Corneliu Coposu, ce făceau în ilegalitate, pentru că știm că se întâlneau. Țărăniștii se întâlneau,
încercau să comunice între ei și mai mult decât atât să reconstruiască, să spunem, un proiect politic, adică să pună pe masă o alternativă. Să înțelegem că întâlnindu-se credeau, erau optimiști că într-adevăr comunismul o să aibă un sfârșit. Da, asta este, asta era valabil și pe partea lui bunică meu. Da. Pentru că bunică meu la Cluj fiind, fac această mică paranteză și după aceea voi trece la Cornelie Coposu, el mergea cu sufertașul. Pe vremea aia să lua supă, felul 2 și felul 3, să te duceai la gospodina sau cum îi spunea și îți luai mâncarea. Și se întâlnea cu prieteni vechi și la Cluj se întâlnea cu Pius Borza, fondatorul renumitei grădini botanice din Cluj, Victor Pop, care a fost ambasador al României, Moise Balt, ambasador al României, și erau în fața statuii lui Matei Corvin și opreau tinerii și le spunea. Deci eu vorbesc de momentul 1971, 72, 73. Îi opreau pe tine și spunea, stați liniștiți, comunismul va cădea. Deci doar atâta să aveți încredere și speranță, pentru că comunismul va cădea. Nu se poate ca acest flagel să nu cadă. Revenind la București, toți prietenii cu care se întâlnea Corneliu Coposu, toți aveau această credință. Era impresionant să stai de vorbă cu acești oameni care au trecut prin ani grei de pușcărie, prin bătăi crunte de pușcărie și care cu zâmbetul pe buze și senin spuneau, da, eram convins din momentul în care am ieșit din 1964 că acest comunism va cădea. Iar el avea foarte mult, bineînțeles, supravegheate de securitate, erau microfoane peste tot. Dar în special el era foarte urmărit, pentru că el a povestit de acel moment din 1987, dar au existat și alte momente. A existat momentul acela în care, de exemplu, mi se pare că în 1971 conducerea comunistă a anunțat că au găsit cadavrul lui Maniu, au găsit scheletul lui Maniu la Sighet. Și vreau să implice și pe cei din familia apropiată, familia Boilă, cu care noi eram foarte buni prieteni la Cluj, dar în același timp era anunțat și Coposuș. Atunci a fost sigur că toți cei care au fost apropiați de Maniu știau că este un fake al securității. Asta este clar. Dar asta s-a dus mai departe. Dar ce vreau eu ca să fac și omul Coposu? Până în 1989, el avea o preocupare și noi acum în cadrul Fundației Coposu chiar o facem anual. El era un mare jucător de bridge. Mare. Mare de tot jucător de bridge. Adică de 3 ori pe săptămână juca bridge. A fost turnat la securitate de către cineva care a spus că este un om imoral, citez Corneliu Coposu, la care securistul întreabă, dar de ce e imoral? Pentru că joacă bridge. Eu rămân uimit de optimismul ăsta și vă mărturisesc că o discuție pe care am avut-o cu doi foști deținuți politici povesteau exact modul ăsta în care se întâlneau înainte de 89 și că căutau pe cât de mult să se evite. Pentru că securitatea îi chema din nou la anchetele, era frică de rearestări și tipul care era mai bonom, așa, Constantin Bucescu, un om cu memorie formidabilă, foarte jovial, privea tot într-o cheie mai cu mult umor, deși avea o întreagă dramă în spate și îi spunea celui la termin, măi, că nu ne mai arestează nimeni. Celălalt venise cu propunerea, hai să ne turnăm unul pe altul, dar să nu spunem nimic de fapt, spunem că ne-am întâlnit, că eu te-am văzut acolo, că tu acolo. Să zice, termină, măi, că se va termina și cu ăștia, nu ne mai fac ei nimic, nu ne mai bagă. Deci, și mai mulți aveau spaima asta rămasă din închisori, din bătăi, că s-ar putea întoarce acolo. De asta rămân uimit. Adică chiar rămân uimit. Oamenii ăștia se întâlneau și era un mănânc de oameni cărora nu le era frică. Deci era un mănânc de... Sigur că aveți dreptate. Marea majoritate, normal că e frică și pe bună dreptate. Deci aici nu e vorba că îi acuză cineva. Nu. Dar era un mănânc de oameni care, în ciuda prigoanei, aveau, se întâlneau și discutau. N-am să uit niciodată, tot fac legătura cu bunicul meu la Cluj, eu eram prea mic atunci, era în 1972 de Sfântul Ilie, erau prieteni de familie la noi acasă și la un moment dat sună la ușă și deschide tata și doi securiști, normal, întreabă unde e tovarășul Ilie Lazar. La care taică-mi zice, în casa asta n-a existat niciodată un tovarăș. Cred că îl căutați pe socrul meu, pe domnul Ilie Lază. Cum doriți? Se duce și îl cheamă pe bunicul meu. Îl ia, vine bunicul meu bolborosind, zice, ce vreți mă? Vă rog să veniți cu noi pe strada Traian. Strada Traian era sediul securității din Cluj. Asta era undeva pe la 6-7 seara. La ora 2 dimineață, sună la ușă, se întoarce bunicul meu.
bolborosind la ce, le-am zis eu ce trebuia. Și acum vedeți faza cea mai drăguță. După o zi, tot pe la ora aia, sună la ușă. Deschide maică mea și cineva zice, vreau să vorbesc cu domnul Ilie Lazar. Dar cine sunteți dumneavoastră? Sunt șoferul de pe mașina care l-a dus pe strada de aia. Ce, așa, și ce vreți cu el? Și între timp vine și bunica. Da, domnule. Ce, domnul Lazar, vreau să vă felicit. De 14 ani de când eu lucrez pentru ei, n-am găsit pe nimeni să-i porcăie cum i-ați porcăit dumneavoastră. Zice că din momentul în care a urcat, după aceea când au ajuns la Traian, bunicul meu i-a luat tare de tot. La fel erau acești oameni, erau neînfricați, nu le păsa, le spunea verde în față. Deci asta trebuie să vă gândiți, că eu n-am spus că marea majoritate, dar erau oameni care până în pânzele albe mergeau cu dreptatea. Și oricum văzuseră ce era mai rău, adică trecuseră prin închisurile comuniste. Ne mai vorbim de asta. Frica, sigur, evident că a existat în continuare. Arată o înțelegere a lucrurilor superioare și o încredere în viitor. Și de revin la... Ne întoarcem după 90. O secundă înainte ca să vă spun de Coposu. Țineți minte, sau sigur ați auzit, în 1987, un an interesant, a venit prima dată după mult timp Gorbaciov în România. Casa, toată casa aia din zona Mămular de la Piața Unirii a fost împânzită cu 200 de securiști, în jur de 200 de securiști. Pentru că în mintea lor le era frică că ăsta, pentru că auzise Gorbaciov, Gromyko, care era ministru de externe, auzise de Coposu și de faptul că practic el era un lider al opoziției. Da? Și atunci au împânzit tot. A fost chemat la securitate să dea declarații și înainte și după vizita lui Gorbaciov în România. Deci Corneliu Coposu era perceput, mai ales după ce încetul cu încetul au plecat la domnul alți foarte lideri, să zicem, da, și liberali, era perceput ca un lider al opoziției, atenție, a tuturor, de toată lumea. Este un aspect foarte, foarte interesant că cineva se mai gândea că poate exista opoziție în România. Da. La momentul este respectiv. Clar că oricum în jurul țărăniștilor care au mai rămas și cel puțin generația mai nouă, da, să spunem, care se formase atunci, Corneliu Coposu a avut un rol întregitor, adică așa mi se pare, dacă citim până la urmă și dosarul de securitate, că revenind și acolo, un dosar mare, să spunem așa, stufos, în care sunt prezentate multe aspecte din urmărirea pe care securitatea a condus-o în toți anii comunismului. De altfel, spuneați dumneavoastră și în prezentare și este reliefat și în dosar, că era supranumit utopicul. Adică utopicul... În sens... Dan Grigore a spus exact, mai mult despre utopicul. Exact. Prezentându-l cumva ca un om care încă mai speră la o societate totalmente diferită față de comunism. Da, pentru că văzuse de fapt o societate alta înainte de comunism, înainte de 1945. Exact. Și atunci cumva tot dosarul ăla arată cât de urmărit a fost Corneliu Coposu. Cum practic se simțea în fiecare zi fiind sub lupa securității? Cum se simțeau surorile? Pentru că în fond și aici era un aspect important. Cum au suferit și ele în contextul în care au fost familie a lui Corneliu Coposu? Pentru că știm cum arătau și alte cazuri din istoria comunistă, și anume că familiile celor care fuseseră deținuți politici sufereau la fel de mult. Adică erau deprivați material și așa mai departe, educațional, pentru că foarte mulți dintre ei nu au avut posibilitatea să meargă mai departe la școală. Cum a fost viața în familie? Pentru vă dați seama că mai ales în familia Coposu, unde erau mama și patru surori, el era băiatul. Și normal că pentru în momentul în care el a fost arestat și a trecut prin acea perioadă, după aceea a trecut prin tragedia morții lui Arlet, după aceea a fost muncitor necalificat, un om care, nu uitați, el practic era un vârf. Un vârf la 16 ani, deci vorbim de o vârstă în care practic altcineva este la liceu, stă liniștit. El practic era, datorită capacității sale, era student. Deci despre asta vorbim. El practic a fost omul care, din multe puncte de vedere, a reprezentat pentru, nu numai pentru familia lui, ci pentru toată lumea, a reprezentat modelul adevărat al elitei care a făcut, sau dacă vreți, care a început să construiască imediat după 1918 România adevărat. Și în momentul în care el a fost arestat, s-au prăbușit multe. Pentru că ceea ce au făcut, și asta trebuie multă lume să înțeleagă, ceea ce a făcut
ce au făcut tancurile sovietice, ce a făcut acest comunism, a distrus totul și a distrus sistematic. Această țară care nu știa practic ce înseamnă comunismul, cum mi-a plăcut mie să spun și suntem o insulă latină într-o mare slavă, că despre asta e vorba, a avut țăranii distruși, bisericile distruse, politicienii distruși, ne mai vorbim de elita intelectuală distrusă. Deci despre asta este vorba și atunci normal că în momentele cele mai grele, în momentele de pușcărie, acești oameni la Râmnicu Sărat, la Sighet și nu numai, că au fost, știți foarte bine, atâtea și atâtea locuri unde au murit oameni și unde și-au bătut joc. Pitești, ne mai vorbim de Pitești. Tata, de exemplu, a făcut Piteștiul și mi-a povestit cum a fost la Pitești. Deci noi cred că avem datoria, ăștia care suntem, indiferent că suntem foarte apropiați sau am avut în familie, dar și cei care au învățat istorie și care cunosc istorie și sunt preocupați să transmitem generațiilor aceste lucruri. Pentru că nu este normal să se învețe la istorie despre niște persoane care n-au făcut nimica. Am văzut câteva manuale de istorie și m-am îngrozit pentru că, sincer, mare diferență între ce erau în manualele lui Roller și ce e acum în manualele, nu există. Dacă stai și analizezi cum trebuie, dumneavoastră sunteți istoric și puteți să spuneți acest lucru, noi avem datoria și datoria asta este pentru fiecare dintre noi, cei care am stat, cum spuneam, un minut sau 20 de ani sau o viață întreagă lângă astfel de personalități. Pentru că asta este ceea ce contează cel mai mult. De fapt, asta e și cumva, întorcându-ne la personalitatea lui Corneliu Coposu, ce s-a învățat despre el și cum a fost perpetuată, să spunem, amintirea despre Corneliu Coposu după 90. Adică după 90, deși ieșiți din comunism la început de drum, să zicem, democratic, dacă putem să-i spunem așa, Corneliu Coposu a fost din nou dat la o parte sau încercat să fie dat la o parte pentru că... Încă din 22 decembrie. Exact, exact. Tocmai pentru că, așa cum spuneați, fiind urmărit și frica aceasta constantă a securității, a nomenclaturii în sine comuniste, că s-ar putea să se organizeze ceva în jurul lui Corneliu Coposu, a persistat după 90, când de fapt, na, Ion Iliescu avea, după cum vedem astăzi, evident, istoria ne-o arată, avea un cu totul alt plan. De ce, practic... Și nu numai Ion Iliescu. Și nu numai, și... evident, și cei care se aflau în jurul lui Ion Iliescu, exact. Pentru că sunt foarte mulți. Unii care, păi să le spunem pe nume, unii care i-au cerut condamnarea la moarte lui Coposu în 1945 în Scânteia. Da. Silviu Brucan. Da. Silviu Brucan, pe lângă Iuliu Maniu, i-a cerut condamnarea la moarte lui Corneliu Coposu. Silviu Brucan a fost cel care, foarte hotărât, pe 22 decembrie 1989, în momentul în care a primit o hârtie în care îi se spunea un domn cu o căciulă de Astrahan vrea să intre, îl cheamă Corneliu Coposu, oricine, numai ăsta nu. Textual. Acum, pe 20 mai, l-ați auzit pe Caramitru, care a prezentat acea hârtie. Să fim sinceri, eu v-aș spune altceva. Cel mai bun exemplu că seniorul a avut dreptate în toată lupta lui este ceea ce Alexandru Bârlădeanu, marele comunist, marele sovietic, dacă vreți, Alexandru Bârlădeanu, i-a scris în cartea de condoleanțe la catafalc. Știți ce i-a scris? I-a scris o singură frază. Din tinerețe ne-am cunoscut, am mers pe căi diferite. Timpul a dovedit că tu ai fost cel care a avut dreptate. Deci este incredibil. Ei au recunoscut lucrul ăsta. Deci vă dați seama, asta trebuie să învețe tinerii. Cred că e singura recunoaștere de acest gen, da. Pentru că după tot episodul ăsta dintre 90, 92, 93, a venit cineva vreodată să-și ceară scuze? Ion Iliescu... Da. Deci asta este, nu, absolut nimeni și ce vă pot spune eu este că, apropo de oamenii aceștia care au stat în pușcării și care au suferit și unii dintre ei au fost în pragul morții, da. Acești oameni au știut să-și ceară scuze, întotdeauna. Deci și își cereau scuze, atenție, chiar și celor mai tineri, că spuneau, îmi pare rău dacă ți-am greșit cu ceva. Era Dumnezeule, chiar cum să greșiți cu ceva, eu dacă v-am greșit cu ceva. Dar ei aveau capacitatea. Revenind la ceilalți, Ion Iliescu, Petre Roman, Dan Iosif, Silviu Brucan, niciunul. Dar nu numai ei, și urmașii urmașilor lor. Uitați-vă ce se întâmplă în zilele actuale. Deci despre asta e vorba. În viața politică trebuie să ai bărbăția, trebuie să ai tăria, în momentul în care ai greșit să recunoști și să spui, pentru că știți cum e? Exact ce vă spuneam. Nimeni nu are monopolul adevărului, e adevărat. Dar dacă
ești capabil să faci acest lucru, faci omul să înceapă să aibă încredere în tine, uitându-te la el și spunându-i niște lucruri. În cazul acestor oameni, nu. Tot vorbeam că, până la urmă, dacă urmărim ce se întâmplă astăzi și făcând această conexiune, de fapt, tot spunem că nu avem modele și, de fapt, aceste modele, într-adevăr, au existat și, cu bune și rele, întotdeauna există două fațete, să spunem, ale unei persoane, pentru că niciodată nu este doar o parte, fără a mitiza neapărat pe cineva, dar eu cred că în situația dată mitul Corneliu Coposu, dar și omul Corneliu Coposu, reprezintă, să spunem, cea mai mare moștenire pe care o avem după perioada de 1989. De ce nu am știut să profităm mai mult? Adică mă uit acum la ce s-a întâmplat în trecut, poate și la generația 96. Vorbesc imediat după moartea seniorului, când de fapt CDR-ul câștiga alegerile. Ce a lipsit, de fapt? De ce nu s-a putut, nu știu, dezvolta mai mult moștenirea asta pe care a lăsat? Cine nu a lăsat, de fapt, să se dezvolte? Hai să luăm de la început. 1918, Iuliu Maniu, 1926, 1946. Bun. Din punctul meu de vedere, Iuliu Maniu a fost cel mai mare om politic pe care l-a avut România în secolul al XX-lea. Și de ce spun acest lucru? Pentru că, dacă ne uităm la toate actele pe care le-a făcut, în primul rând, în calitatea lui de român, că asta e iară foarte important, începând cu Parlamentul de la Budapesta, mergând până la 1953, când practic a fost aruncat într-o groapă comună, Iuliu Maniu a fost un vizionar. Iuliu Maniu, și asta este foarte important, mai ales pentru prezent și pentru viitor, lumea trebuie să înceapă să studieze acest lucru și să vadă că Iuliu Maniu a fost un vizionar. Iuliu Maniu, din punctul nostru de vedere, al meu, este unul din cei fondatorii Uniunii Europene. Pentru că dacă vă uitați pe principiile pe care a fost fondată Uniunea Europeană, trei dintre aceste principii se regăsesc, pe care le-a avut Iuliu Maniu, a avut patru principii despre care a vorbit în momentul în care a înființat Partidul Național Țănesc. Trei dintre ele se regăsesc în momentul în care a fost constituită Uniunea Europeană. Al patrulea, patriotismul luminat, normal că nu s-a regăsit acolo. Deși patriotismul nu trebuie perceput așa cum îl percepem noi acum, că dacă vorbim, dintr-o dată suntem naționaliști. Deci despre asta este vorba. A fost un vizionar. Corneliu Coposu a fost un vizionar. Au fost niște modele. Din păcate, multă lume începe, dacă vreți, acum să recunoască, dar atunci n-a recunoscut, că în 1996 alegerile practic au fost câștigate datorită, sau nici nu știu cum să zic, datorită sau din cauza persoanei lui Corneliu Coposu. Clar, fără discuție. Deci asta este clar, clar, clar. Pentru toată lumea trebuie să fie clar. Dar atenție, și asta iară trebuie explicat, au fost câștigate într-o convenție, pentru că PNţ-ul în Convenția Democrată avea doar 22%. Convenția Democrată a avut 32%, dar mai era Partidul Național Liberal, mai era Partidul Ecologist, mai erau cei de la Alianța Civică, cei de la FDPR. Deci au adunat. Asta a fost iar o găselniță a seniorului Coposu, pentru că el a vorbit tot timpul de unitate. Nu uitați că înaintea convenției a fost Forumul Democratic Antitotalitar. Bun, deci s-au câștigat acele alegeri. Dacă practic se mergea pe ceea ce Corneliu Coposu întotdeauna a afirmat cu tărie, negociem orice, dar nu negociem principii, eu cred că lucrurile mergeau altfel. Și aici, din punctul meu de vedere, a fost greșeala, hai să zicem, faptul că s-a mers prea mult pe o încredere în niște oameni care, tot Corneliu Coposu în 1990 spunea, atenție, ca peste 25 de ani blestemul României să nu cumva să fie, Doamne ferește, și la stânga și la dreapta să ia același FSN. Deci, dacă vreți, au existat multe dezamăgiri, nimeni nu spune, dar s-au făcut și multe lucruri bune. Partidul Național Țărănesc, pentru că eu am fost membru al Parlamentului, am fost între 96-2000 deputat de Brașov și știu multe lucruri bune care s-au făcut, dar n-am avut posibilitatea să avem, să zicem,
ziare, să avem posturi de radio care să vorbească și deschis despre asta. Au venit o situație economică. Ne mai vorbim de asta. Era în prag de faliment. Știți cine au fost? Exact. Cei mai fericiți de fapt. S-a salvat la limit atunci. Eram o țară îndatorată. Și cei mai fericiți de faptul că noi am câștigat alegerile au fost Ion Iliescu și PDSR. Exact. Pentru că au purtat pe umăr toată povara. Dar multă lume trebuie să înțeleagă. Așa cum Corneliu Coposu a fost prima personalitate care imediat după 90 a vorbit despre integrarea noastră euroatlantică. I-a fost primul. Multă lume nu înțelegea despre ce vorbește. Țin minte, în ianuarie, înainte de nebunia de pe 28-29, dar în ianuarie vorbea de ce România trebuie să se apropie de toate structurile euroatlantice, explicând foarte clar. Și a apropiat lideri adevărați, nu occidentali, nu marionete, cum din păcate mai sunt unii acum. Când vorbesc adevărat, mă gândesc la Margaret Thatcher, mă gândesc, pe vremea aceea era primar al Parisului, dar a ținut o legătură foarte apropiată cu Chirac. Mai era primul ministru al Greciei, Mitsotakis, toți în momentul în care stăteau de vorbă cu Coposu, spuneau, domnule, ăsta seamănă foarte mult cu Adenauer. Deci, noi am avut pe cineva care putea să ducă imediat după 90 România foarte departe. Dar, din păcate, ceea ce s-a întâmplat din 22 decembrie până acum este practic o mascaradă. Dragnea continuă opera celor care erau înainte. Deci, revenind, pe vremea Convenției Democrate s-au făcut multe lucruri bune. Nu uitați că scrisorile și lupta pe care președintele Constantinescu și Convenția Democrată a făcut-o pentru integrarea noastră în NATO și în Uniunea Europeană s-a făcut atunci, în perioada aia. Hârtiile s-au semnat în perioada guvernului Năstase. Dar astea nu se spun. Astea trebuie să le ascundem. Astea nu avem voie să vorbim. Noi trebuie să vorbim numai despre greșelile pe care s-au făcut. Da, eu vă spun. Apropo de ce spuneați dumneavoastră foarte bine, că un om politic trebuie să-și recunoască. Da, s-au făcut greșeli. Dar asta mi se pare când vorbești de adevăr. Să vorbești cu cărțile pe masă. Ce s-a făcut bine, ce s-a făcut rău. Și veți vedea că dacă vorbim de perioada 96-2000, totuși sunt foarte multe lucruri bune care s-au făcut pentru România. E clar lucrul ăsta, dar atunci vorbim de și n-aș vrea că ăsta să fie continuarea discuției noastre. Încă erau speranțele românilor prea mari la momentul ăla legate de guvernul ăsta care a venit. Am crezut că în 4 ani de zile se va spăla jumătate de secol de comunism. Dar speranțele astea erau ale oamenilor care gândeau, care erau de dreapta și care l-au votat pe Iliescu, au rămas tot acolo. Nu au avut nicio speranță în cedere, nu s-ar fi gândit vreodată să-i voteze. Faptul că au deținut în continuare monopolul mass media, au făcut să ducă imaginea asta a PNţ-ului ca... Nu numai, dar hai să fim clari și au trădat. Pentru că aici nu mai vorbim numai de PDSR sau PSD. Din păcate, prietenii, amicii noștri au trădat. Că despre asta e vorba. Tocmai de asta credeți că e prea devreme pentru procesul ăsta al comunismului și nu vorbesc de cel juridic, vorbesc de unul moral, de o reevaluare a perioadei respective. Suntem prea apropiați de perioada asta. Adică să ne asumăm și binele și răul. Legea lustrației. O putem discuta, bonesc cărțile pe masă, fără prea mare tensiune, orgolii. Știți că, da, asta cu tensiunea și orgolii, de acord cu mine, dar una este să discuți în 2018 despre asta și alta era să discuți în 90-91, când o lege a lustrației, așa cum a fost în Cehia, ar fi însemnat pentru noi, dintr-o dată ne ridicam și eram... În cu totul și cu totul alte locuri. Pe cuvântul meu. Deci la asta trebuie să... Ce înseamnă legea lustrației? Deci despre asta este vorba. În țara asta trebuia să se facă. Erau niște lucruri fundamentale de făcut imediat după 90, despre care Coposu a vorbit. Coposu a încercat. Coposu a pus punctul pe ei peste tot. Indiferent cu cine stătea de vorbă. Indiferent că era vorba de Ion Iliescu, de Radu Câmpeanu, de Banca României, de oricine. El, prin ceea ce a gândit, v-am spus că din punctul meu de vedere și nu numai al meu, cred că mai sunt încă mulți care l-au cunoscut, a fost un vizionar. El simțea lucrurile cum să fie. Deci el a avut convingerea că România se va lepăda încetul cu încetul de toate metehnele astea comuniste. Și eu sunt convins de treaba asta că se va întâmpla și o să vedeți că se va întâmpla. Dar e nevoie de niște oameni care să fie hotărâți. De niște oameni care în momentul în care vor să facă niște pași, să-i facă. Nu să fie la nivel de vorbă. După ce ai decimat elitele unei țări,
ai înlocuit întreaga conducere cu niște persoane fără educație și fără morală. Cum era posibil în 90 să votezi legea lustrației și să duci mai departe lucrurile astea? De cu fapt, cine George Șerban, dacă ne uităm acum la proclamația de la Timișoara, pentru că i-a rămas, el a vorbit despre asta. Adică, cumva, culmea... Și compostul l-a reamintit. Exact, ca fiind unul dintre oamenii cei mai importanți care, dacă ne uităm în proclamația de la Timișoara, așa ca un document programatic, cum era cel din 1918, când a fost unirea, cel din 1989 spunea la fel de clar ce ar trebui făcut ca societatea cumva să se reconstruiască pe niște piloni cât mai democratici, să zicem, pentru că, la fel cum spuneam mai devreme, cei care mai puteau vorbi despre democrație erau foarte puțini, pentru că doar puțini o mai cunoscuseră. Mă gândeam, a fost până la urmă timpul un adversar al lui Corneliu Coposu, acum dacă ne uităm puțin în spate. Acum, sigur, dacă vorbesc, da, cu certitudine. Dacă lucrurile din decembrie 89 se petreceau mai devreme, sigur că era cu totul și cu totul altul. Dar acum, sigur, asta este contrafactual. Contrafactual, da. E greu să vorbești despre treaba asta. Ceea ce este clar este că, din păcate, noi n-am știut să ne apreciem valorile sau știm să ne apreciem valorile abia după ce ele nu mai sunt. Asta e valabil și în cazul majestății sale și în cazul elitelor de care dumneavoastră, pe care le-ați menționat. În cazul lui Corneliu Coposu, el, că multă lume zicea, la un moment dat, imediat după moartea lui, ce tot lăudați pe Coposu, că el niciodată n-a fost la putere să arate ce poate să facă. Da. Ideea este că tot programul, el a lucrat și înainte de 89 și după la un program clar, economic, social, pentru ca să scoată România din criză. El, tocmai de-aia a fost apreciat de marile valori europene, tocmai de-aia a avut posibilitatea să se întâlnească, și pentru că el tot timpul vorbea de România, el nu vorbea de penețe. El în momentul când era afară, și altă chestie pe care multă lume nu o înțelegea, mai ales după Mineriadă, toată lumea care eram pe afară, prin Franța, prin Anglia, prin America, spuneam, cum e posibil să vorbești de Iliescu fără să spui ce porcăria, exact, ce porcărie, la care el spunea, este președintele României și trebuie să fie respectat pentru că el oriunde afară reprezintă România. Și reprezintă. Despre asta e vorba. Deci asta multă lume nu înțelege. Vedeți, asta este lucru. Asta este un om politic adevărat. Un om politic adevărat este, e adevărat că la un moment dat Corneliu Coposu a refuzat să se întâlnească cu Ion Iliescu, dar a refuzat spunând, eu personal nu mă voi întâlni pentru că m-a jignit foarte crunt. În schimb, lideri ai partidului meu, în cazul în care există o chestie comună pentru România, se vor întâlni, vor semna orice fel de act pentru România. Deci ăsta a fost Corneliu Coposu. Corneliu Coposu, gândiți-vă că a avut experiența, s-a întâlnit și cu Ana Paucăr. Tot în cartea aceea cu mărturisirea lui Vartan Arachirian, la fel. Și acolo povestește că Ana Paucăr a încercat să-l ia peste picior apropo de Carol al II-lea și de regele Mihai, spunându-i că știa că ei întâlnindu-se în pușcărie, cum a spus carlistă, la Târgu Jiu, i-a spus, vezi, acum nu mai ești monarhist? Ce? Ba da, dar mi-am schimbat regele. Corect, da. Era, asta era, cred că cel mai mare pericol legat de Corneliu Coposu e să fie transformat într-o legendă. Să rămână acolo în legendă și nu ca un personaj viu, nu ca un personaj care poate să transmită în continuare o forță incredibilă de mișcare a societății. Și de asta am și vrut să ne întoarcem și cred că ați punctat extrem de bine ce a însemnat Corneliu Coposu ca vizionar. De când a început în politică, a văzut mereu lucruri bune. Dacă tu, pe mie mi se pare în continuare extraordinar, dacă tu în anii aia de comunism, după ce ieși din închisoare, ai mai sperat că România, când nimeni nu mai credea că poți să ai un pașaport, că poți să-ți cumpere o mașină, că poți să faci lucruri elementare, nu să răstorni un egin călal. Îl vedeam pe viață, nu credeam că se va schimba vreodată. Să crezi, să lupți în continuare pentru treaba asta. 90 să... într-o perioadă de libertate, așa zise libertate, să fii umilit, bătut, înjurat, scuipat, casa atacată de minieri și de securiști și de tot surorile speriate, pentru că și aici trebuie spus, una din surori, Doina, care era farmacistă, din cauza venirii minerilor, a făcut fibrilație și în 3 săptămâni a murit. Da. Deci,
gândiți-vă că a trecut și prin momentele astea. Nemai, asta fiind în martie 1990. Martie 1990. Nemai vorbim de iunie 13, 14, 15 iunie. Nu știu dacă vă aduceți aminte sau știți de povestea cu Seiful de pe 14 iunie. Când au atacat sediul PNC-ului, că au găsit dolari, mașini de fabricat, bate, etc. Noi am avut marea surpriză după ce totul s-a liniștit când eram alături de senior. Pe 16 iunie 1990 ne-am dus să vedem nebunia. Nu vă povestesc ce era acolo. Era practic totul distrus. Și când am ajuns în clădirea anexă, unde era sediul ziarului Dreptatea, în birou directorului Paul Lăzărescu, era un perete mare gros. Acel perete era decupat. Și fiți atent aici. În perete se vedea că fusese un safe. Știți cine? Am aflat după vreo 2 ani de zile. Știți cine a avut birou acolo înainte de 89, pe vremea când era șef la APE? Ion Iliescu. Deci, vă dați seama? Deci s-au dus, niște mineri s-au dus țintit acolo. Credeți că cumva astăzi, dacă ne tot întoarcem la Ion Iliescu, cumva care până la urmă vedem ce rol a avut în societate după 90, este anul ăsta sau pentru că s-au deschis anchetele, să spunem, și în cazul Mineriade și cazurile, motiv de speranță, dar și pe de altă parte, în sfârșit, de decredibilizare, să spuneam, lui Ion Iliescu în contextul în care întreaga sa legitimitate, cel puțin în 89, așa a fost construită, adică e un moment în care în sfârșit îl reevaluăm într-o manieră cum ar trebui, adică realistă pe Ion Iliescu, pentru că probabil societatea are nevoie și de lucrul ăsta. Este clar că Ion Iliescu a fost exponentul perestroicii românești. Așa cum poate a vrut-o pentru România Gorbaciov în 1987. Pentru România, cred că la vremea aceea poate era bine văzut Ion Iliescu. În schimb, un om crescut, un om care nu este capabil, cum spunea domnul, să-și ceară scuze, un om care niciodată nu a fost capabil să înțeleagă ce înseamnă democrația, este imposibil să meargă înainte. Imposibil. Adică el a acceptat niște lucruri. E adevărat, a fost al treilea mandat președinte al României între 2000 și 2004 și atunci s-a întâmplat ca noi să intrăm în NATO. Putea să zică ca președinte al României? Nu. Deci, sigur că poate să fie interpretat, dar, din păcate, tot ceea ce a făcut el imediat după 22 decembrie 89 a fost clar în detrimentul progresului României. Clar, fără discuții. Pentru că dacă exista o lege a lustrației, Ion Iliescu nu exista, sau Ion Iliescu dispărea împreună cu toată nomenclatura și toți securiștii care au și copiii securiștilor care au distrus perioada până în 1996 când au venit convenția la putere, iar ceilalți, că asta e iară important de spus, că Ion Iliescu acum îl văd să dă înapoi și spune, nu, eu sunt de vină, ăla a făcut. Nu, el era undeva sus și el a fost cel care, ca un tătuc adevărat, că doar avea de unde să învețe, a generat toată această nenorocire pentru România. L-a iertat cumva Corneliu Popoșu și pe Ion Iliescu? Categoric, da. Categoric, deci, da. Deci Ion Iliescu, Corneliu Popoșu, nu numai că i-a iertat pe cei mai crunți toți, a dat de exemplu Vișinescu, dar pe Ion Iliescu, sigur că la... Corneliu Popoșu era un profund credincios. Un om care, apropo de ce spun, să vă povestesc, un om care mergea, de exemplu, la biserica Agvila, de lângă Parlament, de pe lângă calea 13 septembrie, și cânta. Era un excelent cântăreț al cântărilor bisericești. Corneliu Popoșu, pe 1 decembrie 1990, când mergeam spre Alba Iulia de la București, nu s-a oprit până la Gârbova, înainte de Alba, nu s-a oprit, ne-a spus bancuri în continuu. Bancuri în continuu. Deci era un om vesel. Un om vesel, plin de viață. Plin de viață, exact. Un om care n-a fost cunoscut de ceilalți. Un om care începea să-ți povestească în perioada interbelică, în disputele adevărate politice. Că și aici există o chestiune foarte drăguță. Cu liberalii. Adică erau capabili să aibă dispute, dar după aceea se luau de mână și se duceau fain frumos și la o bere. Deci despre asta e vorba. Nu uitați că Maniu a spus un lucru extraordinar. În politică, niciodată nu trebuie să ai dușman, trebuie să fii doar adversar.
Din păcate asta vedeți cum este acum. Cultivarea dialogului care nu ne lipsește. Exact. Și mă întorc la o chestie. Ați fost în tabă înaintea lui, nu știam chestia asta, evident, așa. Ați plecat la studii în Franța. Mm-hmm. De ce v-ați mai întors? Tocmai datorită faptului că fac parte dintr-o familie istorică și pentru că l-am cunoscut și am fost alături de Corneliu Coposu, m-am întors, e adevărat, după ce am terminat pe facultate, mi s-a propus să rămân acolo și la un salariu foarte bun. Și am zis foarte clar, nu, locul meu este în România. Pentru că dacă toți tinerii ar rămâne afară, ce se mai întâmplă cu România? Ăsta a fost un alt mare efect al zilelor de atunci și al mineriadei. Foarte mulți tineri au plecat. Da, foarte mulți tineri atunci și după au plecat. Și cunosc eu. Mai țin legătura cu unii care sunt în Germania, Franța, America. Oameni buni care și-au dat seama că după o perioadă de comunism mai pot face. Mi se pare, sigur, nu pot să pui un echivalent cu distrugerea unei generații în închisorilor comuniste, dar mi se pare iarăși că mi-a dat înapoi cu... Da, cu, din păcate, da. Cu oameni buni și bănuiesc că în chipul chiar era extrem de greu dialogul ca tânăr care vrei să se schimbe lucrurile repede, să mergi în provincie și să vezi că un om lângă care stăteai e scuipat de românii lui și așa mai departe. Am spus, în campania electorală din 90 în Sălaj am stat 5 zile și am fost în Bobota, satului natal, Bădăcin, satul Umaniu, Șimleu, am fost în Zalău. Peste tot erau aduși cu autobusele țigani. Li se dădea băutura în spatele autobuzului și intrau și ne huiduiam. Când am ajuns în casa, în apartament, era un bloc de 4 etaje, în apartament la etajul 3, la șeful PNC din Sălaj, instantaneu, deci eu în viața mea nu mi-am putut imagina că se poate întâmpla așa ceva. În 10 minute, în fața blocului, în spatele blocului, cred că erau 1000 de oameni. Îl omorâm. Deci unde? Deci asta este marea bătaie de joc. De aia trebuie toți să-și facă procese de conștiință. Să-și facă procese de conștiință pentru ce au făcut atunci. Pentru că asta este important. Dar, vedeți, asta a distrus iară comunismul. Asta a distrus, au distrus sovieticii. Au distrus. Noi suntem oameni, noi întotdeauna am fost un popor iubitor, indiferent că e vorba de ardeleni sau de regățeni aici. Am fost un popor iubitor, asta a distrus. În momentul în care am început să ne suspicionăm între noi. Am început, vecinul turna pe celălalt, prietenii se turnau între ei. Deci asta este lucru care trebuie încetul cu încetul să dispară. Și asta se poate face numai dacă faci cu adevărat ceea ce spui. Așa este, dar... E poate tocmai de asta Silviu Brucan a fost așa un fals oracol, pentru că e văzut că a participat, a cerut moartea lui Coposu și a celorlalți, a știut bine că a eliminat o elită și a știut că nu se poate construi foarte repede. Nu poți să umpli un gol istoric, nu poți să aduci din spate alte generații la fel de valoroase și la fel de repede. A știut că tot copiii lor vor fi la putere după 90 și toți oamenii din sistem se vor agăța de pozițiile alea, cel puțin pentru dosare sau ca să nu răspundă pentru... Vă fac o mărturisire. Pe 29 ianuarie ne-am dus cu tancheta la televiziune. Acolo ni s-a promis de către actualul inculpat Petre Roman că vom fi în direct și vom transmite mesaj. Coposul a vorbit 45 de minute, ne-a așteptat Petre Popescu, sigur vă aduceți aminte de Petre Popescu. Acea casetă n-a mai fost găsită. Acea casetă este imposibil de găsit acum. Pentru că seniorul Coposul a transmis un mesaj extraordinar. Extraordinar poporului român, în care a explicat cu subiect și cu predicat ce înseamnă 28, ce înseamnă 29 ianuarie pentru tânăra și fragila democrație românească. De acolo, când am ieșit din studio, s-a primit un telefon, a fost invitat la Ministerul Apărării Naționale de către Ministrul Apărării Naționale, generalul militar. Am ajuns acolo, ne-am dat jos din tanchetă și doar seniorul a fost cel invitat. A fost o întâlnire de 3 ore. După aceea, singura chestie pe care a zis-o mie și celor care mai eram cu el, știți care a fost? Rușii sunt implicați în România și vor distrugerea noastră. Și mai încolo, dacă rememorați și vedeți firul evenimentelor, s-a dovedit că generalul militaru a fost agent KGB. Bine, unii știau. Normal, înainte de 89 se știa, ăștia mai apropiați. Deci vă dați seama, pentru că sunt multe lucruri de o substanță incredibilă. Deci
dușmanii, că au fost dușmani, aici nu se poate pune problema de adversar, dușmanii României, Uniunea Sovietică, și Coposul spunea că până nu va dispărea Uniunea Sovietică, România nu va mai avea liniște, dușmanii României până și după 1989 s-au implicat și au încercat să facă lucruri în România, așa cum încearcă și acum unii dintre ei. Da, lupta pe sferele de influență. După ce am publicat testamentul pe site-ul Hot News, m-am uitat pe comentarii, chiar și când făceam live de la Teatrul Național. Erau comentarii, să zic, pozitive în general, așa, fără foarte multă forță, dar și foarte mulți oameni spuneau, domne, câtă naivitate, uite ce vise avea omul ăsta. Și tocmai de asta, întorcându-ne și văzând ce a semnat Corneliu Coposu, testamentul este unul foarte viu. Îl exprimă pe de-a întregul, el nu și-a pierdut speranța, sunt convins că e cu noi acolo și transmite mai departe mesajul ăsta și asta și vrea la finalul discuției să rămână. Nu e o chestie nostalgică testamentul ăsta, e o cale de urmat. Dar toți, asta este important, că nu doar Corneliu Coposu, toți cei și cei care suntem în anul centenarului, toți nu erau naivi, toți vedeau România altfel, așa cum noi trebuie să o vedem de acum încă 100 de ani. Pentru că noi trebuie să construim o națiune. Ce înseamnă să construiești o națiune? Înseamnă, într-un fel, ceea ce au făcut ei în 1918, ceea ce au făcut generațiile astea decimate în cei 45 de ani de comunism. Deci problema pentru noi acum, cei care am avut privilegiu și nu numai, că sunt tineri care sunt, slavă Domnului, încă interesați, poate mai puțin, dar e datoria noastră să-i facem să fie cât mai mulți, să punem mână de la mână și să facem în așa fel încât toate principiile și valorile astea să meargă mai departe. Chestia asta cu speranța. Deci dumneavoastră ați amintit de perioada cruntă. Păi să nu spuneți mie că acum este mai greu decât în perioada cruntă din 1947-1964, când ăia erau bătuți și când spuneau cred în Dumnezeu, cu noi este Dumnezeu. Deci în momentele alea era greu. În momentele astea noi nu avem altceva de făcut decât să ne batem pentru principii și valori adevărate și să construim această adevărată națiune. Deci Corneliu Coposu, mentorul lui Iuliu Maniu și toți ceilalți au fost oameni care au iubit România dezinteresat. Dezinteresat. Tot în testament. Mai țineți minte cum începe și spune. Atât de greu de crezut. Spune, cum spune aici? Ia. Neavând nicio avere, sunt scutit de obligația de a da destinații unor. Tot ce am, aproape nimic. Deci gândiți-vă că n-a avut nimic. Nici Iuliu Maniu n-a avut nimic. Iar, gândiți-vă. Exact. Și ce iară foarte important, și asta vă pot spune ca mărturie, au încercat în 90-95 să mai vină unul să-i lasă un televizor, să pună nu știu ce. Da, puteți lăsa. Scotea banul din buzunar, cât mă costă. Deci niciodată n-a, apropo de șpagă, că tot se vorbește de, niciodată Corneliu Coposu a fost drept și ne-a spus tuturor, nu cumva să faceți în așa fel încât ăștia să profite mai târziu de voi. Voi trebuie să fiți liberi. Asta e cel mai frumos sentiment posibil. Să știi că ești curat și liber.